O stradă din municipiul Galați, închisă circulației rutiere din cauza unei surpări de amploare, continuă să fie folosită de șoferi zi și noapte. În iulie anul acesta, asfaltul de pe strada stadionului s-a surpat pe o distanță de câțiva metri. Imediat, autoritățile au restricționat traficul rutier cu bariere metalice și semne de circulație. Mai mult, un echipaj al poliției locale a staționat în zonă o vreme. După ce au plecat polițiștii, s-a reluat traficul rutier, fără să existe și permisiunea autorităților. Șoferii îndepărtează barierele care interzic accesul și trec, fără să se gândească la consecințe. Accesul interzis, un semn de circulație care este nesocotit la fiecare minut de automobiliști. De altfel, un exemplu este chiar în spatele meu în acest moment. Ei au reușit să creeze o breșă în gardul de protecție care blochează accesul pe acest drum și folosesc cartera, deși interzisă circulației din cauza unei grope adânci de peste un metru, în fiecare zi, fără ca măcar vreo autoritate să se sesizeze. E și surpată strada. Nu ți-e frică că o să surpe cu tine? E și surpată strada, de-aia e interzis. 500 de kilograme mașina, trece tirul și nu se surpă. Se surpă și mai rău. Se surpă cu bine. Aveți asigurare și de viață și pentru mașină. N-avem nici pentru mașină. N-avem casco. Și nu vă e frică că riscați totuși foarte tare? Nu știm structura. Nu cunoaștem structura. După cum vedeți, e diferența de... Am avut băgaj. Dar e interzis să intrați pe strada asta, că e surparea asta de aici, n-ați văzut? Nu vă e frică că o să se surpe cu dumneavoastră cu mașină? Disperat de situație, dar îngrijorat de pericolul privind stabilitatea solului, un locatar a filmat cum sunt încălcate normele de circulație. Oamenii văd interdicția de circulație, dar nu o respectă pentru că, pe de o parte, înțeleg, trebuie să facă un ocol tocmai pe la stadionul Siderurgistu, deci încă vreo un kilometru și jumătate. Nu există pericol atâta vreme. S-a închis traficul cu un scop. Da, știu, există pericol, dar acum depinde. Pericolul ăsta e perceput în mai multe moduri. Una e când stai aici, în blocul care riscă să ajungă în groapă, și alta e când vii din altă parte. Numică i-a fost mirarea când a văzut circulând în zonă chiar mașinile din subordinea primăriei, instituție care a dispus restricționarea traficului. În timp ce locatarii își strigă disperarea, autoritățile bat pasul pe loc. Se fac notificări și studii de fezabilitate, însă lucrările stagnează. S-au finalizat lucrările de reparații pentru partea de canalizație și apă curentă. De acolo au survenit problemele. S-a realizat de către primărie un studiu geo și am semnat deja un contract pentru realizarea unui studiu de rezistență pe partea de instalații și partea de teren. Noi am marcat și am semnalizat zona respectivă că prezintă un risc pentru participanții la trafic. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Poliția locală va fi mai prezentă în zonă. Speriați că surparea se poate extinde, locatarii intenționează să blocheze ei drumul dacă autoritățile nu vor interveni.